Iahușua, capitolul 2 Iahușua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din sitin doi oameni ca îi zicându-le, duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierico. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahab și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ieriho și i-au spus, iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahab să-i spună Scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și a ascuns și a zis Este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta a trebuit să se închide noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus. Grăbiți-vă de-i urmăriți și îi veți ajunge. Ei îi suise pe acoperiș și îi ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care le întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia au urmărit pe drumul care duce la vadul Iardenului și după ce au ieșit ei s-a închis poarta. Înainte de a se culca escoadele, Rahab s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis Știu că Iahua va da țara aceasta, că cine a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Mitraim, Iahua a secat înaintea noastră Înaintea voastră apele mării din trestie, și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai moriților dincolo de Iarden, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea. Înaintea voastră, că ceahua, iloahul vostru este Elohim sus în ceruri și jos pe pământ. Și acum vă rog, jurați-mi pe eahua că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare, că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia i-au răspuns, suntem gata să murim pentru voi. Dacă nu ne dați pe față și când Iahua ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine și uh, cu bunăvoință și credincioșie. Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății și le-a zis, duceți-vă spre munte ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo trei zile până se vor întoarce. După aceea, să vă vedeți de drum. Bărbații aceia au zis, iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Dar dacă va pune cineva mâna pe vrunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru și dacă ne vei da pe față, vom fi deslegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. Ea a răspuns, fie după cuvintele tale, și a luat amas bun de la ei și ei au plecat. Ea a legat funia cărmizie la fereastră. Ei au plecat și au ajuns la munte unde au rămas trei zile până s-au întors cei care îi urmăreau. Cei care îi urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut iardenul. Au venit la Yahushua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Yahushua, cu adevărat, Yahua a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră.